Bun venit la o nouă emisiune, clarificări doctrinare. De data aceasta am dorit să vorbim despre evenimentele cu manifestări carismatice exagerate, aș zice chiar denaturate, care au avut loc în ultima vreme. au fost destul de mediatizate în spațiul public românesc. Ele nu sunt de tip românesc, ca să zicem așa, sunt împrumutate. Practic, mișcarea carismatică, manifestările ei își are rădăcinile în creștinismul american. Dar au pătruns, sau extins, aceste manifestări și în ultimii ani cu precădere în țările este europene Aceste evenimente, aceste manifestări trebuie mai întâi analizate prin prisma doctrinelor pe care le îmbrățișează promotorii acestor evenimente. Pentru că sunt doctrine false care stau la baza acestei mișcări. Mai întâi, cum recomanda și titlul unuia dintre aceste evenimente, Împărăția lui Dumnezeu aici și acum. Este o realitate. Împărăția lui Dumnezeu este prezentă aici și acum, dar nu în forma pe care o pretind acești învățători. Împărăția lui Dumnezeu, spunea Domnul Isus Hristos, nu este trasată pe harta unei lumi, ca să se poată spune este aici sau este acolo, nu este un spațiu geografic. Împărăția lui Dumnezeu nu este un spațiu economic, nu este mâncare și băutură. Împărăția lui Dumnezeu este o împărăție deocamdată spirituală. Trebuie să acceptăm că în istoria creștinismului, foarte multe dintre aberațiile, mai ales din Evul Mediu, țin de impresia sau doctrina eretică, împărăția lui Dumnezeu este teritorială, are un teritoriu, are o structură de autoritate pământească, regi, papi și așa mai departe, și se manifestă prin cucerirea fizică de teritorii uh, pentru împărăția lui Dumnezeu. Uh, capacitatea și responsabilitatea credincioșilor de a cuceri spații și teritorii pentru împărăția lui Dumnezeu, uh, bineînțeles, acum uh, nu se vorbește neapărat de metode violente, uh, agresive din punct de vedere. Uh, militar, dar se reclamă posesiunea asupra unor clădiri, asupra unor orașe, asupra unor spații geografice. Este inclusă în acest șir de erezii doctrinare în dumnezeirea credinciosului adevărat. Bazându-se probabil pe textul din Petru, unde spune că Dumnezeu cere și vrea sămânță dumnezeiască, dar acolo este vorba de nașterea din nou, de transformarea stilului de viață al credinciosului. Ei pretind că un creștin are drept și are acces la cuvântul creator, că pronunțăm și ceea ce noi pronunțăm, pentru că limităm pe Tatăl nostru, Creatorul, Dumnezeu, ia ființă. Apoi, accesul general al credincioșilor în spațiile și dimensiunile superioare ale împărăției lui Dumnezeu. Mai mult ca sigur, rădăcinat această erezie în ceea ce spune Apostolul Pavel în Efeseni, că noi am fost în viață împreună cu Hristos și am fost așezați să ședem în Hristos Iisus în locurile cerești. Dar aceasta este o poziție de ordin spiritual. Nu se poate pretinde că noi călătorim în spațiu, călătorim în dimensiunile superioare ale împărăției lui Dumnezeu. Că Pavel a avut această onoare și a fost răpit la cer, este un lucru. Că unii credincioși, într-un mod sporadic în istorie și foarte puțin documentat în Sfintele Scripturi, au avut acces la această dimensiune superioară a împărăției este un lucru. Că în nou legământ aceasta devine la îndemâna, această experiență devine la îndemâna tuturor credincioșilor este o falsitate. Trebuie să se ajungă și la teologia prosperității, pentru că dacă rostim, dacă impunem, dacă proclamăm, Categoric că ajungem și la a porunci banilor. Într-un mediu similar, un pastor spunea că el vorbește banilor și îndemna audiența să strige după bani, să strige la bani, că banii aud. Chiar din alte țări, din alte părți, banii vor veni pentru că atunci când noi îi proclamăm, îi reclamăm. Uh, ei vor uh, veni, vor răspunde, se vor strânge. Uh, în cadrul acestor uh, erizii, pe care eu le numesc nimicitoare, exagerări, pornite dintr-un sâmbure de adevăr, uh, voia lui Dumnezeu este scoasă din spațiul principal și generic, pentru că Biblia vorbește despre voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră, este a trăi un stil de viață curat, voia lui Dumnezeu chiar este uneori să suferim pentru credință. Voia lui Dumnezeu este să ne însușim și să ne asumăm riscurile de a propovădui în toată lumea. Voia lui Dumnezeu are un spațiu generic. Este o voia lui Dumnezeu pentru viitorul nostru veșnic. Dar voia lui Dumnezeu în cadrul acestor erezii este scoasă din spațiul principial și generic al transformării noastre spirituale și este aplicată declarațiilor noastre specifice. Cu alte cuvinte, rostesc uh, sănătatea asupra trupului meu, rostesc ca părul meu să nu albească, rostesc ca uh, uh, un anumit virus să uh, nu pătrundă în trupul meu sau în comunitatea mea. Făceau unul dintre ei mitralia virusului de COVID, lucruri care, dincolo de natura lor uneori caragioasă, trebuie să acceptăm că nu fac, voie, nu fac parte din voia lui Dumnezeu. E adevărat, toate textele biblice pot fi aplicate într-un cadru doctrinar și sunt texte biblice care vorbesc despre protecția noastră. Dar atunci când Dumnezeu îngăduie boala să vină peste noi, avem texte care vorbesc despre vindecarea noastră: că dacă nu ne-am îmbolnăvi, ne-ar proteja să nu ne îmbolnăvim, n-am mai vorbit de vindecare. Și există uh, situații în care nu ne vindecăm, uh, Dumnezeu ne pregătește și ne ia acasă. Și, și aceasta este tot parte din voia lui Dumnezeu specifică cu privire la oamenii Săi, de la caz la caz. Dar ca să luăm acest complex învățământ doctrinar și să-l aplicăm acolo unde vrem noi și cum vrem. Nu este aceasta voia lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l subliniez cu privire la aceste evenimente și manifestări sunt sloganele sau lozincile care se consideră a fi reprezentative acestei mișcări, dar și chei ale acestui acces în supranatural sunt elevate la nivel de descântece. Cum ar fi proclam, rostesc, declar, îmi însușesc, sunt, am asistat la manifestarea unuia dintre acești oameni care de nu știu câte ori a spus eu sunt și a spus eu sunt, eu sunt. Mi se pare destul de periculos să pronunțăm Prea des cuvântul eu sunt într-un context uh, spiritual, pentru că noi știm că eu sunt este numele lui Dumnezeu. Uh, și nici nu vreau să mă gândesc încotro timp aceste lozini și slogane atunci când sunt rostite de un om. Uh, sunt, am, fraze repetitive, cum ar fi foc sau urcă, uh, sau poruncește împărăției lui Dumnezeu să coboare, Lucrurile acestea sunt niște pretenții absurde în contextul în care ele sunt uh, manifestate. Uh, sunt niște pretenții care uh, rămân de rușine, ca și, de fapt, autointitulările lor. Ei sunt deja profeți, sunt apostoli, sunt oameni care îi venerează, uh, care privesc spre ei ca spre niște uh, ființe de ordin superior. Cel puțin spiritual. Uh, un mare pericol al acestor evenimente și mișcări este că ridică și confirmă relația cu Dumnezeu doar la nivelul emoțiilor și manifestărilor. Poate că pe aici, pe acolo ei vorbesc despre. Sfințenie, despre neprihănire, despre un nou stil de viață, dar în momentul în care omul are o asemenea experiență și vom vorbi imediat despre uh, aceste manifestări din punct de vedere fizic, el este validat la nivelul trăirii lui și a relației lui cu Dumnezeu. Pentru că are aceste experiențe, pentru că i s-a dat acces în spațiile superioare ale împărăției, omul acesta este validat, indiferent de stilul lui de viață. Înseamnă că Dumnezeu îl primește, înseamnă că Dumnezeu îl acceptă. Ori Or, lucrul acesta este foarte periculos. Pentru că dacă vorbim de emoții, Biblia spune că și dracii cred și se înfioară. Dracii nu duc lipsă de emoții și de sentimente, dar acele emoții și sentimente ale credinței lor. Pentru că până la urmă au ei nevoie de credință, ei care au stat în prezența lui Dumnezeu, care s-au închinat în prezența lui Dumnezeu. Dar emoțiile nu-i validează. Nu îi răscumpără din pedepsa care îi așteaptă. Este extrem de periculos să credem în aceste emoții și în aceste manifestări, cum ar fi căderile pe spate. Uh, noi găsim că oamenii lui Dumnezeu, când s-au întâlnit cu Dumnezeu, au căzut cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu. Căderile acestea pe spate sunt mai degrabă niște manifestări oculte, strigăte, guturale, nenaturale. Uh, eu înțeleg că manifestarea lucrării și a puterii Duhului Sfânt poate însemna uneori să strigăm către Dumnezeu, să ne manifestăm într-un mod mai zgomotos, uh, rugăciunea, cântarea, dar la ajunge să strigăm într-un mod gutural, într-un mod nenatural, zvârcoliri și tremurături, transe, momente de inconștiență, toate lucrurile acestea depășesc mult experiența normală penticostală. Apoi, mimarea miracolelor. Vedem acolo tot felul de vindecări neverificabile, rostiri împotriva bolilor de ficat, împotriva diabetului, împotriva durerilor de cap, împotriva durerilor de spate, împotriva la o sumedenie de lucruri care pot fi aplicate întregii audiențe. Nimeni nu știe pe cine îl doare spatele, cine are o boală de ficat, cine are o boală de rinic, cine are o boală de inimă, că nu venim cu etichetele pe frunte. Ele sunt declarate, vindecările acestea, dar nu sunt vizibile. Eu personal mi-aduc aminte de o întâmplare, cred că undeva prin anul 1988, sau 89, poate 88, când un asemenea vindecător a venit într-o biserică română. Și am fost curios să merg, să văd. Și când am ajuns acolo, spre uimirea mea, erau cel puțin vreo 10 persoane în cărucioare, care așteptau pe culoarul bisericii venirea marelui vindecător. Și am spus, domnule, aici ori se întâmplă, ori nu se întâmplă. Uh, marele vindecător a venit cândva mai târziu, în timpul programului, și când a venit, ne-a anunțat din start, pentru că el urma să aibă o conferință la o arenă din apropiere în weekendul următor, și a anunțat că miracolele acolo se vor petrece. Aici nu o să facă nicio minune, aici a venit doar să ne invite cu un cost redus. Doar pentru că suntem români și că el ne iubește de nu mai poate după noi, și va scădea prețul de intrare pentru noi români. Numai să spunem că suntem români și că am fost la biserica respectivă în seara aceea și categoric că vom intra cu un preț redus la conferință și acolo va face minuni, vindecări și îi va scoate pe uh, oameni din cărucioare. Uh, nu mai vorbesc de Giunbușlucu, nici nu știu cum să-i spun. La un moment dat ne-a spus că totuși în seara aia pe toți ne lasă cu o cheie extraordinară a felului în care deschidem accesul nostru în împărăția lui Dumnezeu <coughs> și că dacă vom avea acea cheie, în orice circunstanță cu cheia aia vom deschide... Accesul către tronul lui Dumnezeu De acolo vor veni răspunsuri la toate problemele noastre La toate necazurile noastre, toate încurcăturile noastre Și a spus, zice, rog frumos toată audiența pe toți Să întindeți mâna ca să luați cheia Eu, Spre marea mea, uimire, o mulțime de oameni Au întins mâna spre predicator Și predicatorul avea o tablă Și s-a dus și a scris un verset biblic Destul de cunoscut și a spus, asta este cheia. Acum vă rog frumos să strângeți mâna, ca să țineți cheia să vă scape din mână. Și au strâns oamenii cheia în mână și spune, vă rog frumos să o băgați în buzunar. Au băgat în buzunar uh, cheia și spune, să nu cumva să o pierdeți. Țineți-o bine, acolo în buzunar, țineți-o, uite, asta este cheia. Și a plecat. De ce a făcut cheia respectivă, ce n-a făcut, Dumnezeu știe. Dar, din punctul meu de vedere, toată seara respectivă a fost o jocură și o înjosire a celui mai minim grad de decență și inteligență. Asemenea lucruri, te poți aștepta să se întâmple la aceste evenimente și manifestări, du domne, un șir de cărucioare cu oameni paralizați și pune să dovedească faptul că, într-adevăr, sunt călăuziți de puterea Lui Dumnezeu și o putere supranaturală. Vă aduceți aminte când Domnul Iisus Hristos a vindecat uh, ologul și, în loc să spună, ridică-te, scoală-te, ia patul și umblă, a spus, iertate-ți sunt păcatele. Farisei au cârtit, s-au supărat și au spus, cum adică, Omul ăsta are nevoie de vindecare, nu de iertare. Nu l-au dus să-l ierte, dar în al doilea rând, cine se crede el să ierte păcatele? Că numai Dumnezeu iartă păcatele. Cum își permite el să se autointituleze iertător de păcate? De fapt, Dumnezeu. Și atunci Domnul Iisus Hristos pune o întrebare foarte interesantă. Spune, ce este mai ușor a zice? Ridică-te, scoală te ia patul și umblă sau iertate-ți sunt păcatele? Ama. Pentru Domnul Iisus Hristos, mai greu a fost să zică iertate-ți păcatele, pentru că el a trebuit să plătească prețul de sânge, jertfa de la calvar. Dar, din punct de vedere omenesc, iertate-ți sunt păcatele. Era ușor de zis, că nu-i durea gura. Oricare putea să spună, iertate sunt păcatele, iertate sunt păcatele, iertate sunt păcatele. Că până și diavolul citează scripturile și nu-l trăznește. Dar apoi Domnul a spus, dar pentru ca să vedeți că fiul omului are dreptul și are puterea să ierte păcatul, ție îți spun. Ia-ți patul și umblă. Și paralizatul s-a ridicat chiar în momentul acela și a fost vindecat. Provocarea ar fi acești oameni să facă niște minuni vizibile, documentate. Pentru ca să dovedească că sunt în măsură și au dreptul să folosească rostiri de genul proclam, declar, poruncesc și așa mai departe. Acum. Și că ar face aceste miracole? Doctrinele lor rămân false. Și Biblia spune că în vremurile din urmă se va arăta diavolul se va arăta anticrist cu puterea Întunericului și Duhului Anticrist deja lucrează în lume, operează în lume. Și chiar dacă cu puteri mincinoase, cum spune Pavel în Tesaloniceni, ar încerca să-și valideze puterea și autoritatea, asta nu schimbă cu nimic cuvântul lui Dumnezeu. Toate ereziile, doctrinare pe care le-am menționat mai devreme, rămân erezii. Și nici măcar un miracol documentat nu ar putea să valideze aceste învățături. Pentru că, până la urmă, proba finală a tuturor lucrurilor este Scriptura. Da? În mișcarea pentecostală autentică, noi credem în puterea lui Dumnezeu. Credem în daruri spirituale, credem în minuni. Dar. Nu le ridicăm la nivel de autoritate doctrinară. Ele fac parte din doctrina bisericii, dar nu validează sau invalidează ceea ce scrie negru pe alb în scripturi. Scripturile au prioritate când este vorba de doctrină, când este vorba de învățătură. Uh, ei folosesc oarecum scripturile, dar le folosesc selectiv și speculativ texte care descriu minuni ale Domnului, ale apostolilor, texte care enunță principii de potențial și în virtutea celor pasaje din psalm, din epistole, din profeți, de peste tot. Putem și noi să ne rugăm pentru vindecare, pentru rezolvarea unor probleme, dar ele nu reprezintă o rețetă aplicată universal tuturor circunstanțelor, tuturor situațiilor și tuturor oamenilor. Există un mod prin rugăciune, chiar prin descoperiri dumnezeiești, ca să ni se reveleze voia lui Dumnezeu cu privire la noi într-o anumită circunstanță și ea poate fi diferită decât anumite pasaje pe care ei le iau și prin ele proclamă că ar fi universale. Dragii mei, <coughs> criticând uh, toate aceste manifestări și evenimente și le criticăm cu vehemență, și vă rugăm frumos să nu luați parte la aceste lucrări neroditoare ale întunericului. Există un alt pericol al discreditării adevăratei mișcări penticostale și am sesizat în ultima vreme intervenția unora în spațiul public criticând întreaga mișcare penticostală. Încercând să se folosească de aceste exagerări și denaturări ale doctrinei noastre, care este biblică, pentru ca să discrediteze tot ceea ce este carismatic, tot ceea ce este penticostal. Acestea sunt reacții exagerate care intră pe teritoriul nostru și care ne înjosesc, dar mai mult decât atât discreditează învățăturile Sfintelor scripturi, chiar dacă spunem sola scriptura, că nu mai scriptura, în scriptură este vorba despre manifestările spirituale, darurile spirituale. În scriptură este vorba despre vorbirea în limbi, despre tălmăcirea limbilor, despre profeții în Scripturi este vorba despre botezul cu Duhul Sfânt și semnul inițial al vorbirii în alte limbi și cu ajutorul lui Dumnezeu am documentat de-a lungul timpului toate aceste adevăruri în mesajele noastre în cadrul bisericii de la învonul Bisericii Elim. Atacarea darurilor spirituale și mai ales a vorbirii în limbi și stăruințelor pentru botezul cu Duhul Sfânt sunt un atac împotriva Sfintelor Scripturi care cuprind aceste Învățături. Atacarea tuturor manifestărilor și exprimării unor emoții ca rezultat al cercetării lucrate de Duhul Sfânt este de asemenea greșită. Noi nu suntem niște stâlpi, niște coloane de piatră care nu avem sentimente, care nu ne manifestăm. Noi aici atacăm niște experiențe, niște manifestări, niște mișcări nenaturale, exagerate, pe care, bineînțeles, un om normal nu ar trebui să le experimenteze. Dar asta nu înseamnă că rugăciunile noastre, cântările noastre, relația noastră cu Dumnezeu, vorbirea noastră în limbă, experiența botezului cu Duhul Sfânt, nu implică și emoții. Putem să fim stană de piatră. Noi ne dezicem de aceste, de aceste mișcări carismatice exagerate, le condamnăm și le considerăm nebiblice, nepenticostale și chiar necreștine. Dar, în același timp, continuăm să afirmăm și să promovăm adevărata lucrare a Duhului Sfânt în sânul mișcării pentecostale autentice. În încheiere, aș dori să justific această intervenție publică, ca și alte intervenții publice din trecut. Pentru că ori de câte ori apare un asemenea scandal mediatic. Imediat sunt unii care sunt foarte afectați și spun: Dar de ce spălați rufele în public? Dar de ce ieșiți în public cu ele? Aceste devieri despre care noi am vorbit, și multe altele din trecut, au avut loc public și au fost transmise și popularizate în spațiul public de ei, de cei care le-au manifestat și le-au organizat. A nu le condamna public ar însemna să le tolerăm și chiar să le aprobăm în mod tacit. Domnul Isus și apostolii au atacat și au condamnat public ereziile și devierile etico-morale ale fariseilor, ale cărturarilor, ale dregătorilor vremii acesteia. Acești promotori și organizatori ai manifestărilor și ereziilor descrise mai devreme. Sunt periculoși pentru sufletele credincioșilor ignoranți și vulnerabili. Și este datoria noastră să-i avertizăm. Cuvântul lui Dumnezeu avertizează că în vremurile din urmă se vor petrece asemenea lucruri. Vor exista asemenea devieri și exagerări de la normele date de cuvântul lui Dumnezeu, de la ceea ce găsim ca normalitate carismatică sau penticostală în cuvântul lui Dumnezeu. Aceste mișcări nu au dreptul să mutileze scripturile, să ignore scripturile, nu au dreptul să devieze de la normele de comportament decent uman. Vă aduc aminte că atunci când Apostolul Pavel reglementează aceste comportamente publice, pentru că în 1 Corinteni capitolul 12 ni se vorbește despre darurile Duhului Sfânt, în 1 Corinteni 13 despre dragoste, roada Duhului Sfânt și în capitolul 14 despre rânduiala Duhului Sfânt. Și o teamă pe care o are Pavel, de aceea reglementează inclusiv vorbirea în limbi fără tălmăcire. Este pentru că atunci când intră necredincioși între noi, să nu ne considere nebuni. Dragi mei, până la o anumită limită, oamenii înțeleg manifestările, emoțiile, explozia de bucurie pe care noi o avem în Domnul Isus Hristos. Însă există o zonă a confortului uman pe care niciodată nu trebuie să o depășim. Pentru că în momentul în care o depășim, oameni care se tăvălesc pur și simplu pe jos, se rostogolesc, se învinețesc, au mișcări indecente, că de aia trebuie acoperiți cu cearșaful. Cred din toată inima mea că aceste lucruri nu fac parte din învățătura curată și adevărată a cuvântului lui Dumnezeu. Trebuie să le condamnăm, și rugămintea mea pentru adevărații credincioși, pentru adevărații credincioși penticostali, este să continue mai departe în a sluji pe Dumnezeu cu scumpătate și în sfințenie. În a lăsa ca lucrarea Duhului Sfânt să fie așa cum este prezentată în Sfintele Scripturi, prezentă în viețile lor, prezentă în bisericile noastre. Dar evitând aceste grave abateri, de la învățătura Sfântului Cuvânt și de la normele de decență umană. Vă mulțumesc pentru atenție!